My past is my present, baby. Yeah, I make decisions to glow. Ridiculous flow, potential to glow. You know, I just do that. Consolidate my regions, line it up, put them together. Anyone that ever let me down, forget them forever. My memory's bad, remember me though? My memory's gone. My memory, it limits me, homes. No tree huggers, cause all the lumber's gone. Niggas knocking on wood, pass through the hood when it's good, and they chopping up wood, breaking up stems, tilting my brim. With a limp like a pimp, though I'm shaped like a wimp. They put no fear in him, it's just me and the end of my time. Timeline, flow like a fine wine, smelling like fine pine. Yeah, is this the end or just the beginning? Am I losing the winning? Is this reality or am I pretending? I'm Cain and Abel, I murdered my brother cause I'm able. Murdered myself because my alter ego's so unstable. You get that? If you didn't, just sit back, then crack the six pack. I should be in the gym doing sit-ups, trying to get this six pack. But forget that, where the click at? Where the bras and the cash and the whips at? Put a bit back, put a bit, put a bit, put a bit back. I just did that. Trying to focus on my get back, my get up, my re-up, my rematch. A patch of seeds and Apache debris, passing through Indian Springs in Las Vegas, my G. Bumper Nirvana in Nevada. My favorite word is medulla oblongata. Just doing what I gotta. Is this the end or just the beginning? Am I losing or winning? Is this reality or am I pretending? Haideți să-l cunoaștem pe Alex și BMW-ul lui special. De ce e special? O să vedeți în 3, 2, 1. Ta-da! Salut, Alex, cu BMW-ul. Salut, Daniel. Special. Cu BMW-ul special. Bună ziua. Hai să o luăm repede așa și să ne spui că știi că la noi timpul e o problemă. Bă, tu ai aici o fată pe capotă? Ai avut un sticker și a fost un pin-up. Am crezut că ești atât de... Un pin-up, mamă, zic, ce detalii are omul, ești nebun, se văd în lumină. Da, chiar am avut pe spate, pe partea cealaltă, am avut și portretul fetiței mele. Da. Bun. L-am atins-o și s-a șters. Zine de mașină, când ai achiziționat? În ce an? În 2010 am... Oho, are ceva timp. Da, o am de atunci, a avut un motor mic, cam răvășită mașina. Am văzut-o de dimineață când m-am trezit. Căzuse un angel eye. Da. Am venit cu ea de la Pitești cu durere de sinusuri, intra prin radiator, antigel, da. tot, când mă duc bucuros de dimineață, hai să văd mașina mea. Când am văzut-o, mi-am pus mâinile în cap, zic, mamă, pe ce am dat 3500 de euro. Am luat-o așa ca atare, eram foarte bucuros, consumam mult, dar avea blocant. Bună treabă! Zic, băi, măcar satisfac da. Varianta de cerculeț. Mers de alatul, da. Exact. După care am apucat ușurel, hai ca să investim, cum e... De altfel, la oricine care se apucă de un proiect. Pasionat de mașini, da, la orice om pasionat. Primul lucru la care te gândești nu contează cum e mașina, cum îți stă, cum motorul să fie mare, să tragă. Mă, tu, mai ales sunt oameni care își modifică mașina și nu interesează absolut deloc capitolul motor. Să arate. Pe vremea aia chiar mai erau și cursele. Da. Asta ne pasiona. Da. Am mai cumpărat încă una, un 2.5 pe la Călăraș, cu numere false, după aia am aflat. Am putut și un prieten. Și că, bă, vezi că era o Dacia albă mașina aia. Am mai contează. M-am cântat foarte mult și aia. Lambo Dor, zic, mamă, cum am dat pe cabrio, Lambo Dor, decapotată, cruising prin oraș. Am luat motorul, am luat diferențialul, am luat absolut tot. M-am apucat de treabă. Parcă mi se părea ceva normal așa, știi, să stai doar cu motor. Niște jante, un motor. Doar atât. Și luneta aia spartă. Că era spartă. Așa. Și hai ca să ne apucăm să facem treabă. Le-am aruncat pe toate pe mașină și parcă eram tot în banal așa, tot urmăream, vedeam, toți numai cu opțiuni, cu... Fața la oameni, să te audă oameni. Toți cu opțiuni, noi ce să facem? Hai să facem țiplă prima dată, dar și țipla asta, să nu fie chiar țiplă, să fie ieșită din comun. Față de ce se întâmplă pe stradă, da. Adică da. Roți mari, o suspensie și... Același bod de mașină. Da, același chi de M, clar, peste tot. Okay? N-am mai vrut. Am mai văzut și varianta în care puteam să o fac non-M. Da. Și mă încânta și aia. Ai zis, hai ceva mai mult, că poate o să apară ceva și din astea făcut. Da, așa. Și am ales E46 cu pe facelift. Bun. Și am transformat dintr-un E36, am făcut un E41. Dacă mă întrebați E41 de la ce vine, vine de la jumătate E36, jumătate de la E36, jumătate de la E46. Ok. Am achiziționat și o bară de spate de M, o evacuare de M și am ales doar botul.
crescut. A rămas la, okay, la bot. Cum ai ajuns la varianta să ajungi așa? Adică, stai puțin, știi ce zic? Că noi acum suntem în varianta în care mașina era, da, ok. E finish, era, da, ok, știi? Adică era... Totul a plecat de la... oameni normali, ca să zic așa. De la un bun prieten, probabil că... Da? O să vadă episodul. Majoritatea, da, îl cunosc, este DSD-ul. Da? A fost singurul care a făcut din și primul. E 36, 46. Din E36, da. E 46. Da. Mașina a sfârșit cum a sfârșit. Da. Capota intact. M-am dus pe la el prin garaj. A mea. A mea. Băi, tu știi ce implică asta? Nu. Nu. Dar ne băgăm. Dar ne băgăm, nu contează. Mă, Alex, tu n-ai terminat partea tehnică și așa și tu deja vrei să o modifici? Direct. Am păstrat-o, am mai stat, m-am mai documentat pe internet. Am văzut, am constatat de fapt că era o capotă, jumătate de capotă de E46, jumătate de E36 adaptată. Da, normal. Da. Și era de non-facelift. Am stat, am făcut calcul, băi, stai că ăsta avea facelift pe mașină. Zic, ia stai că dacă toți au făcut ba facelift, pisică cu bodă E46, ba non-facelift, hai să fac eu cu pe facelift. Am cumpărat și aripi, hai ca să le adaptăm. Ce crezi? Nu se potriveau de la facelift pe, da, da, pe, da, facelift. Da, 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 mai da, ascuțit, cred, mai sus, da, mai așa. Un bun tinichiciu. S-a apucat de treabă, da. Exact. Mi le-a modificat, le-a ciocănit acolo până a ieșit oarecum ok. Ce urma? Să-i dăm vopseaua, ca să arate bine. Aici eu tot fost... aștept momentul în care lucrurile au luat o altă întorsătură. Tocmai, așa, asta zic. Eram înainte de E36 Order și nu știam, bă, cum să ne prezentăm noi cu mașina. Ori să o facem țiplă, că aveam bani. Adică, da, aveam 1000 de euro. Bugetul era. Lui, ce fac? A, vândusem scaunele, că i-a făcut achiziție și de vedere și, da, zic, bă, nu-mi plac. Da. Sincer, nu-mi plac. Ai, e părerea mea, nu-mi plac. Gusturile, nu mă simt bine în el. Gusturile nu se discută, dar nu mă simt bine în el. Nu se discută, e fiecare. Le-am dat, a venit banul, am avut banul în mână, mașina lângă. Zic, băi, ori o vopsesc, că mai mult de 1000 de euro n-are cum, da, să-mi ia, ori o fac cum vreau eu. Și ne mai rămân și bani de distracție. Ce ai făcut-o cum ai vrut. Deci de acolo s-a schimbat. Da, am făcut câteva simulări. Uh-huh. Un bun prieten al meu care mi-a făcut cea mai profi simulare. Bineînțeles, el mi-a făcut și șablonul pentru gura de, da, de rechin. Da. Avea bordul, un fel de bord la pupitru, la secretariat, îmbrăcat tot așa într-o tablă. Uh-huh. Zic, băi, asta cam dă bine. Păi să punem și gura aia de la, uh-huh, de la Rusty. Bineînțeles, cel mai important. Așa? Pe care eu l-am urmat, da, cel mai important proiect. Și ne-am apucat. Ușurel, ușurel, ne-am dus la Horbach, am cumpărat tablă. Am adus 2-3 prieteni, bineînțeles că pe la urmă tot eu am ajuns să fac treaba ei. Cum se face treaba? Stat, da, ca la români. Bineînțeles, da, totul este făcut în spatele blocului. Sau, de fapt, în fața blocului. Băi, acolo a fost locul. Acum acolo ne simțeam noi mai bine, venea inspirația mai bine. Sunt oameni care fac ei, umblă ei la mașini. Da, fac ei cu mâna lor, cum ai zis tu, am făcut eu, frate, a venit pe să mă ajute, dar tot eu am făcut. Sunt e oameni care fac mult și mai sunt mare. Oameni care se duc și plătesc să facă. Nu, eu îi consider pe toți la fel de pasionați. Se deschide capota, oare? Cu siguranță. Vedem motorul? Ia să vedem în ce ai investit aici, sub capota asta de aluminiu. Placată peste... Ha, stai-mă cu uite. Ai un patent cu care tragi un cablu, nu? No. Nu, am chiar asta, da, o țipitită de gardă. Băi, frate, cred că era deschisă, te frate. Te ajut eu. Nu era. A, are o schemă aici, am păi înțeles. Păi da, normal. Da, iartă-mă, antifurt. Băi, nu mă pricep. Gata, mă, uite, a mers. Bun. Deci avem motorul, filtrul de aer e un Budweiser. Știi, să știi că nu mă sprijin de aia, chiar nu stă. Da, chiar nu stă. Arată așa? Bine, merge bine. Avem aia un 2.5, ne-ai modificat, ne nimic. Să faci treaba fix cu el. Ce întrebe, exact. Vorba aia, te duce dintr-un punct în altul. Majoritatea pasionaților. Am văzut mașina la Râșnov. Da. Ai venit cu ea pe roți? Da. La Râșnov? Da. Bravo. Și la multe alte evenimente. Mă, cum merge? Hai să trecem la capitolul roți, că se obosește. Hai să mergem pe partea asta, ca să fie și Marius aici. Văd că ai niște roți de Opel, că eu le recunosc pentru că sunt în sufletul meu. Opelurile, glumesc. A, sunt jante de Opel Insignia. Da, jante de tablă, de Opel Insignia. Tot inspirație din afară, adică tot ce am făcut, foarte puține sunt chestii pe care eu le-am gândit. Deci totul m-am inspirat și nu mi-e rușine să recunosc. Doamne fești, dar nu-i nimic pentru greșit. Că nu, da, am cum altfel decât, da, dacă și văd altceva. Da. Am mai încercat eu una alta, asta e partea a doua. Sunt lățite pe față 10, pe spate 13. Fără J?
Incredibil, oameni care nu folosesc jurnale. Ți-am urmărit episodul. Bun, în interior văd că ai vopsit la niște, interior, niște scaune de piele. Da. Le-ai vopsit. Nu am știut ce să fac după ce am dat Vaderele, da. Și arătau prea banal așa. Da, da. Și am zis, hai să facem ceva rasta, că dacă tot da, e mașina corect, așa merge. Rat, stai, hai să da, facem da, ceva da, rasta. Dar văd că pe dreapta, pe stânga ai față de ușă, ai tapiseria în interior. Și aici nu. De ce? S-a întâmplat un eveniment neplăcut, da. O extorsiune. Am vrut să deschid și o mașină și n-am mai vrut. Am înțeles. După care am ajuns la modul rat style. Da, mi se pare și normal. E, câteodată e mai simplu așa, dar... Adică după geam spart și tot încercat pe margine, se sparge foarte greu un cabrio. Cine ar vrea să fure un cabrio e foarte greu, credeți-mă. Și eu ca proprietar l-am putut să sparg. Mai multe lucruri o să ne întrebe oamenii la materialul Q&A, pentru că noi primim întrebările chiar acum pe Instagram, de la cei care ne urmăresc, despre mașină și o să spunem mai multe întrebări acolo. Da. Pentru cei care vor să vadă mai mult din experiența lui Alex, vor să urmărească ideea asta de rat și cât de ușoară e granița de la rat la kitsch, nu? Am zis că o face diferența un singur bine. Sticker, da? Puteți să urmăriți pe Patreon episodul extins. Și pentru că am uitat întotdeauna, uite, de spatele mașinii, mașina asta se vede foarte bine din spate cu roțile astea super late, ai 285 și e streciuit cauciucul. Pe jantă. Înainte au fost 315 chiar. 315. Ce evacuare ai acolo? Ce tipsuri ai? De unde le-ai găsit, frate? Le-am găsit într-un garaj. La un garaj, da? La un bun prieten, la Adio Prișan, profesorul, cum știe toată da? Lumea, da? Le-avea agățate acolo. Și mi-a zis, ce sunt astea? Nu-mi fac eu? De pe un Z8, Z4, da, scuză-mă. Da, și au fost al lui Răzvan Vistiu. Nu mai știu. 100% spun. Păi, sunt de GTR. Zic, da, păi, ești sigur? Da, da, da. Și cum le-a adaptat, le-a făcut așa da, frumos. Da, da. Păi, uite, așa că nu i-au mai plăcut, că făceau prea mare gălăgie. Erau, da, și gălăgie și mari, da, pentru Z4. Pe s-au nimerit și foarte bine. Mari, dar se s-au nimerit foarte bine și pe stilul mașinii, da, și pe stilul mașinii, în special da, că au venit în două ieșiri. Ai cu ceva două bagaj interesant de văzut? Da. Hai să ceea vedem, ce chiar se găsește dezordine, bineînțeles. Da. Uite, frate, așa arată rea. Avem mătură, mătură, un ștergător de rezervă. Bine, dacă mai încă un compresor, o roată, un număr. Un castron, castron de... pentru câine, că ei se mai face sete da, din când în când. E și el câine, vorba aia. O răpire din serai, care... Aia merge cu mașina. Asta reprezintă mașina. Băi, mi se pare tare asta, da. Asta cu asta merge peste tot, de filă. Câteodată când e fric, ne mai și îmbrăcăm cu ea. Băi, chiar răpirea din serai, bă, frate. Bineînțeles, debitmetre, pompe de benzină sunt la ordinea da, zilei. Ce dar nu pentru noi, pentru alți. Corect. Participanți la trafic, care mai rămân cu pisici. Da. Rat powered. Rat powered, hated by my wife. Nu, asta da, e un sticker. Da, nu, este nu, un adică sticker am vechi, văzut, nu. Am cunoscut, nu cred că e, adică nu cred. Trebuia să scriu ex-wife că am divorțat. Ah, iartă-mă, iartă-mă. Și e cauza. Hai să râzi. Hai să râzi. Da, mașina e cauza. Bă, frate, asta e, probabil că na. N-a fost să fie și a mașina. A creat multe neplăceri și mașina, a reușit dar și plăceri. Să vă facă să luați o decizie bună. Da, viață, printre altele. Printre alte decizii bune. Tot rău e spre bine. Întotdeauna, da. Și toate lucrurile vin cu un motiv. Nu vin degeaba. Roțile sunt ajutate de un diferențial blocabil, 3.15, cu un open nu cred că puteam să mă mici de pe loc. Da, foarte grele. Imense, da. Foarte grele. Nu cred. Atât janta în sine, cât este anvelopa, da. 285, 40, 17. Imens. Imense. Le-am întors după partea pe cealaltă, vede, că nu da, mai aveam. Păi n-aveai cum, da. Nu mai aveam carne pe o parte, da, și am zis că m-am în partea cealaltă. Da. Bun. Mersi frumos de... Cum faci benzină, frate? A, se deschide asta cu se ea, deschide la un moment dat, dar se dă arcada jos. Toată lumea mă întreabă asta. Bă, dar cum bași benzină? Păi pur și simplu îi fac de fiecare dată plinul ca să nu stau cu probleme. Da, mă, da, 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 da. Arta cere sacrificii, frate. Așa se numește treaba asta. Arta o să, cere sacrificii. O să găsim variante în care vor arăta și mai bine. Sunt ferm convins, da. Dar pentru început și pentru că e prima ta mașină, așa cum ne-ai spus, este foarte bine. Părerea mea. Mulțumesc frumos. Nu știu, nu să nimeni să nu mai aud discuții. Cine ești tu, dă-ți dai cu părerea? Nimeni, frate, nimeni. Unul din 20 de milioane din România, că ți-au mai rămas, sau 19 milioane. Fiecare este liber să le dă. Da. Mi-am schimbat și șapca, am uitat. Iartă-mă, iartă-mă, mamă, 10% la salariu, să nu uiți să treci acolo pe caiet. Asta a fost pe YouTube, vă mulțumim. Ca să ne susțineți, share, like și subscribe pentru cât mai multe episoade cu mașini din ce în ce mai tari, din punctul meu de vedere. Nu știu, nu trebuie să fiți de acord cu mine.